Situație destul de dificilă la cultura de porumb din cauza precipitațiilor căzute până acum. Dacă la cultura de grâu din prima etapă de însămânțare nu sunt probleme, la celelalte culturi specialiștii susțin că ar putea apărea probleme. Acolo unde acestea au căzut abundent, deci mă refer la 30 de litri pe metru pătrat, sau, a făcut ca odată însămânțat, la adâncimea de semănat, odată cu aceste precipitații care cad, practic terenul ce s-a bătuci, zicem noi, s-a format o crustă deasupra, iar sămânța n-a mai putut să răsare, să iese afară. Au fost cazuri în care a trebuit să însămânțeze oamenii a doua oară. Au fost cazuri în care, prin aceste precipitații foarte abundente, am acolo unde terenul n-a fost bine nivelat. Mai sunt probleme cu denivelări. Acolo a băltit apa. Aceste culturi, numai în zona respectivă, stând apa mai mult timp acolo, automat sămânța a clocit. Deci spunem noi, n-a putut să mai germineze și să iese afară. Foarte mulți agricultori nu au culturile asigurate și nici despăgubiri nu pot primi în cazul unor fenomene extreme, așa că cei mai mulți gorjeni pierd sume importante de bani. Foarte mulți nu au culturile asigurate și de aici apar probleme, apar cele mai mari pierderi. E și foarte greu să asigure anumite zone. Da. Vă spuneam, a apărut legea 281 în 2010, care a abrogat legea anterioară 381 de existentă din 2002, prin care a dispărut ajutorul de minimis. Era un ajutor, deci statul despăgubea practic fermierii în cazul unor fenomene extreme, cum sunt aceste căderi de grindină sau căderi de zăpadă masive, sau spart geamurile la sere, sau se deteriorează folia pe solarii. Practic a rămas pe fermieri să-și asigure culturile și vă spuneam și cu altă ocazie, în anumite zone unde avem probleme în fiecare an, eu nu cred că aceste societăți care trebuie să asigure aceste culturi, nu cred că realizează favorabil acest lucru.